Să trăiți! Domnule general major, cu permisiunea noastră, în continuare vor fi date citirii ordinele Ministrului Afacerilor Interne și ale Șefului Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, prin care, cu prilejul aniversării 26-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, pentru rezultate obținute în activitatea de serviciu, profesionalism înalt, atitudine conștiincioasă față de atribuțiile funcționale, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne, numărul 152 din 30 august 2017, se acordă gradul special următor în termen, locotenent colonel al Serviciului Intern, majorului Serviciului Intern Covălianski Mihail Ivan, șef al secției situației excepționale Basarabeasca. Majorului Serviciului Intern Scutelnic Vladislav Iacob, specialist principal al secției supravegherii de stat a națiunilor contra incendiilor a direcției salvatori pompieri. Majorului Serviciului Intern Stoica Igor Vladimir, șef al secției situației excepționale domnul Șâni, a direcției situației excepționale Edineț. Majorului Serviciului Intern Grecu Vitalie Mihail, șef al secției planificare și operație a detașamentului de autare fondare nr. 1. Se acordă gradul special următor înainte de termen locotenent colonel al Serviciului Intern, majorului Serviciului Intern Brânza Marin Grigorie, șef al secției situației excepționale și mișlia direcției situației excepționale Hâncești. Majorului Serviciului Intern Pascal Alexei Nicolae, specialist principal al secției analiză și planificare a direcției analiză, planificare și gestionare baze de date. Prin ordinul serviciului, șeful serviciului, numărul 95 din 24.02.17, se acordă gradul special următor în termen, capitan al serviciului, major al serviciului intern, capitanul serviciului intern, Petica Gheorghe Ion, șef schimb al Centrului Operativ de Dispecerat Republican. Capitanul al Serviciului Intern, locotenentul major al Serviciului Intern, Guțu Ștefan Simion, specialist superior al Direcției Cooperare Internațională și Management Proiecte. Locotenentul major al Serviciului Intern, Popov Dorian Alexei, specialist superior al Secției Apărare împotriva incendiilor a detașamentului Soldatori și Pompieri Botanică. Plutonier major al Serviciului Intern, plutonierului Serviciului Intern, Andronantie Alexandru Gheorghe, tehnician superior al Serviciului Postul Salvator și Pompier Păcie, al secției situației excepționale de Băsare. Plutonierului Serviciului Intern, Munteanu Octavian Ion, șef garda unității Salvator și Pompier Sângerii, al secției situației excepționale Sângerii. Prin ordinul MAI numărul 146 din 24.08.2016 se menționează că distinția MAI Crucea pentru mire de clasa 1-a. Locotenent colonelul Serviciului Intern Băbănuță Sergiu Ion, șef al Direcției Operații. Locotenent colonelul Serviciului Intern Sângereanu Iulian Ion, șef al Sunt Direcției, șef al Secției Apărare împotriva incendiilor, a Direcției Situației Excepționale OK.
Funcționerul ajutant consiliștul inter, șemne Vitalie Tudor, șeful echipei căutare salvare număr 1 a detașamentului căutare salvare număr 1. Se menționează cu distinția Maiei Cruce pentru merit de clasa a doua, maiorul serviciului intern Buiu Sergiu Constantin, șeful secției analiză și planificare, direcția analiză, planificare și gestionare bază de date. Capitanul serviciului intern, Caș Andrei Gheorghi, specialist principal al secției planificare și operații a detașamentului căutare salvare numărul 1. Capitanul serviciului intern, Gorbatovski Victor Ion, specialist principal al secției supraveghere normativă în construcție a direcției salvatori și pompieri. Se menționează cu medalia serviciului pentru activitate reproșabilă. Maiorul serviciului intern, Borovisky Alexandru Alexandru, specialist superior al secției protecției civile a Direcției Situației Excepționale municipiul Gălți. Maiorul serviciului intern Ciubară Oleg Mircea, specialist superior al serviciului apărare împotriva incendiilor al secției Situației Excepționale Rășcani. Capitanul serviciului intern Tatarov Alexandru Eduard, specialist principal al secției dirijare operative a direcției operații. Se menționează cu medalia serviciului pentru vitejie în situații excepționale. Plutonierul major al serviciului intern Talmaș Sergiu Nicolae, șeful echipei căutare salvare numărul 1 la detașamentul căutare salvare numărul 1. Prin ordinul șefului serviciului numărul 95 din 24-2017 se menționează că insigna serviciului salvator eminent, capitanul serviciului intern Susărencu Alexandru Vasile, specialist principal al secției tactici de intervenție a direcției salvatări și pompieri. Locotenentul major al serviciului intern, Gabrielaș Ilie Grigore, specialist superior al serviciului apărare împotriva incendiilor al secției situații excepționale Dubăzari. Locotenentul serviciului intern, Iskra Sergei Sergei, șef gard al detașamentului salvator și pompieri Botanica. Plutonierul serviciului intern Voinescu Tatiana Vasilie, inspector interior al Centrului Automatizat de Dirijare Operativă. Plutonierul serviciului intern Cojocari Ion Ion, conducător auto al detașamentului salvator și pompier Centru. Plutonierul serviciului intern Cojocari Dumitru Vasilie, șeful echipei intervenției la incendii numărul 1 a detașamentului căutare salvare numărul 1. Sergentul major al serviciului intern Gaur Ala Ion, radiotelefonist al detașamentului salvator și pompieri Rășcani.
Sergentul major al serviciului intern, Șeripică Sergei Fiodor, pompier superior al detașamentului salvator și pompier centru. Și sergentul major al serviciului intern, Covaliov Andrian Sergiu, scafandru al detașamentului căutare salvare numărul 1. Doamnelor și domnilor, cuvânt se oferă șefului Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, general major al Serviciului de Salvare, Mihail Harabagin. Cei care au ținut gradul, evident, deci că v-ați meritat. Acest grad este un rezultat al muncii depusului dumneavoastră și de, evident, că și de efectivul care este în suborile dumneavoastră și totodată este și o responsabilitate mult mai înaltă și mult mai largă pe segmentul care dumneavoastră activați. Încă o dată vreau să vă fericit, fiți sănătoși, mersi pentru lucrul care l-ați depus până acum și care l-ați depune și pe viitor. Fiți în baza Domnului, îmbrânceați bun și Doamne ajută. Vă mulțumesc! Atențiune! Aneați! Pentru deplasare, la locul permanent destinație, rupiți-ne drumul!